Salut, eu sunt Octav. Eu sunt Andrei și astăzi este luni. Săptămâna asta vom vorbi despre managementul timpului și cum să-ți gestionezi eficient cele mai importante activități. Rămâi mereu în urmă cu proiectele pe care le ai la servici ori la școală? Ajungi la sfârșitul zilei și ajungi la concluzia că nu ai realizat nimic toată ziua? Ei bine, înseamnă că nu prea te pricepi la managementul timpului și asta nu te avantajează. De fapt, un studiu realizat pe tema stresului și a muncii a arătat că, într-o companie, persoanele care nu știu să gestioneze corect timpul erau mult mai stresate și se simțeau că nu dețin controlul asupra proiectelor pe care doreau să le realizeze. Nu te speria, poți fi mai bun. Atenția pe care o acorzi la felul în care îți gestionezi timpul te va ajuta să îți optimizezi activitățile, iar noi te vom ghida. Pune în practică metoda noastră de gestiune a timpului formată din 3 pași. Ține o evidență, analizează și schimbă. Poți descărca din descriere fișierul nostru PDF cu cei 3 pași ce trebuie să-i urmezi. Hai să începem! Pasul 1. Ține o evidență. Când te trezești mâine dimineață, notează-ți în PDF-ul descărcat toate activitățile pe care le-ai făcut în decursul zilei și da, vreau să spun toate activitățile. De exemplu, cât timp îți petreci să te îmbraci, cât timp pierzi să mănânci, orele petrecute la servici, la școală, cât stai pe Facebook, adică tot. Ține evidența din momentul în care te trezești până când mergi la somn. Pasul 2. Analizează. La sfârșitul zilei, verifică-ți programul și vezi care sunt cele mai ineficiente activități. Alege-le pe primele 5 cele mai consumatoare de timp. Fii sincer cu tine, fie că ai petrecut 20 de minute la cafea în plus, ai stat pe Facebook sau pur și simplu te-ai evaluat în gol pentru alte 20 de minute. Acordă o atenție mai mare atunci când ai de lucru la un proiect. Un studiu realizat de British Council spune că stresul la locul de muncă este redus prin gestiunea corectă a timpului. Stresul acumulat în locul de muncă poate să îți afecteze și viața particulară. Urmează partea cea mai urâtă. Adună toate orele neproductive și vezi cât timp ai pierdut. Pasul 3. Urmează schimbare. Acum este momentul să vedem cum recuperăm timpul pierdut. Iată două moduri prin care să eliminăm activitățile neproductive și să ne îmbunătățim managementul timpului. 1. Prioritizare. Este o metodă foarte bună de a-ți gestiona timpul și prioritățile. Limitează numărul de activități de pe lista ta la 5 și organizează-le în funcție de importanța acestora. Pentru o eficiență mai bună și pentru a vă menține mereu motivați, urmăriți clipul despre motivație. 2. Programează. Fiecare din noi vrem să împușcăm 2 iepuri dintr-o lovitură, însă multitasking-ul te va face să pierzi și mai mult timp. În schimb, încearcă să aloci câte o perioadă de timp pentru fiecare activitate cu momente de start și stop. Este o metodă bună de a-ți programa și structura activitățile zilei. Este foarte important să respecti cu strictețe programul proaspăt creat. Creează un astfel de program în perioade de câte o săptămână, iar la sfârșitul săptămânii vezi cât timp ai economisit. Hai să facem o scurtă recapitulare. Tocmai ai învățat cum să-ți gestionezi eficient timpul folosind metoda noastră. Ai început să-ți iei o evidență, să analizezi și într-un final să schimbi felul în care îți plănuiești activitățile. Toate acestea pentru o bună prioritizare a celor mai importante sarcini de lucru și pentru un program săptămânal bine stabilit. Lasă-ne un comentariu și spune-ne cât de mult te-a ajutat această metodă, cât de mulțumit ești de ea. Vezi cât timp pierdeai înainte și cât de eficient ești acum. Dacă ți-a plăcut clipul, dă un like, share și nu uita să te abonezi. Cam asta a fost tot, ne vedem săptămâna viitoare la Despre Tine.